A fost scandal monstru la Chișinău după ce un tânăr a refuzat să poarte mască de protecție în troleibuz. Ceilalți pasageri l-au scos afară, însă el, insistent, a tot vrut să urce înapoi. Un alt bărbat a stat la ușă și a blocat accesul. Celelalte persoane prezente au țipat și nu au lipsit nici îmbrâncelile. Și în capitala Republicii Moldova, ca mai peste tot în lume, în mijloacele de transport în comun, masca de protecție este obligatorie.